Prieteni, te sunt, bucur la ceva. Sunt cu frații de Leo aici. Pe bune. Ia uite. Ion de Leo își face omletă. Deci ai plecat, le-am zis. Ioane, mama, ai grijă de piumiu. Și Leo își face... Pe Doamne ferește, poate să-ți lume ceva. O ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă, Leo? Da. Și Ion de Leo ce-și face? Ion de Leo ca face omletă. Păi dacă e master chef în puii mei. Ăla și bă, ce? Master chef? Păi da, e uite. Tocalea, uite, mă uit în sus și ia pe zi, tăi niște șoncă de asta? Șoncă? Dă-mi cu ala mine, lasă mai dă-te în puii mei, că banai pe cel mai trăiești. Începe show-ul, prieteni. Să vă uitați la show pentru că nu știți ce pierdeți. Băi, nu pui la muia, bă, frate. E tare. Nu vă certați. Nu, nu. Nu vă certați. Băi, vă rog frumos, nu vă certați. Lasă-l în pace, cum zici tu, Ioane. Lasă-mă în pace. Ioane, ești bine? Super. Ce faci tu aici, omletă? Cu ceapă, frumos. Bă, tu ai făcut-o înainte și acum ai adăugat ceapă. Puteai să o călești puțin, da? Nu. Nu? Nu-ți place? Se călește, da. Poftă bună, Ioane. Se face crudă. Ai dus căruțul? Ho, ho, ho. Da? Vine țigani, să mă pupe. Bă. Din Hunedoara, din... Da? Din Hunedoara? Din... nu, din Roșiori de Vede. Te știu, bre, te știu toți ăștia de Vede. Ioane, mă numără, bă. Oleo, nu s-am băgat cu Anca. Și ce Oleo. Și ne-ai zis că s-am băgat? Bă, nu mă bag, nu mă interesează. Nu e treaba ta. Nu mă bag, eu... Bravo, ea. Dar ai făcut poze cu ei pe aici? Te-ai zis că ai făcut cu cineva. Cu Gagici? Am făcut. Poftă bună, Ioana, ai mănâncă liniștit, că nu te filmez. Vreau să văd ce face Leuț aici. Ia să vedem. Îți face ciorbă de burtă. Așa. Stai, Leo, tu o faci din conservă sau cum ai făcut-o, că nu înțeleg? Nu, mă, din conservă. Sau tu ai făcut-o acum? Eu am făcut-o, frate. A, mă, Leo, pe bune? Păi tu trebuie să ajungi la MasterChef și să ai un ajutor ca Ion. Sau, sau cine e Leo ăsta, Ion e MasterChef? Băi, de ea. Ia dă-mi și mie de acolo. Oțetul? Da. Păi n-ajung, Leo. Haide, haide. Dă-mi și mie oțetul. A, mă, dar ce ascuns e aici. Aolo, Leo. Dă-ți-vă. S-a văzut că asta chiar că n-ajung. S-a văzut. Băi, ești nebun. Dă cu ăsta, așa. Gata. Ia oțetul. Deci oțetul. Se pune, hai să nu te lovești, Leo. 100 de grame de oțet în paharul cu ciorbă. Nu, Leo? Ok. Ia uitați aici. Bravo, Leo. Și oțetul îl punem în sus acolo, nu? Da, stai puțin, că punem oțetul sus. Stai puțin. Stai să gust, să văd cum e. Ok, gustă, Leo. Păi stai, gust din pahar sau din, din oală? Păi și din paharul gust să vezi dacă a ieșit? Paharul e bun? Stai, frate, să punem aici. Aaa, pun și sare, Leo, dar păi e prea multă sare, Leo, mai puțină. N-avea sare? N-avea deloc, a? Păi, frate, ce Ioane, mănânce bine? E bun? Păi de ce să nu fie bun? Ioane, dar de ce stai în picioare, pe cuvânt? Stai și tu jos, uite, la masă aici, că spun oamenii că trebuie să stai la masă. Stai la masă, că ești speriat? Nu. Stai frumos și mănâncă. Ia și o felie de pâine. Ia și pâine. A, ai luat? Mănânci acolo așa în picioare, aiurea. Ia luăm la masă aici, îți faci curat după aia și aia e... Așa e normal, nu, Leo? Uite, hai. E bună apa de izbor. Aia e. Eu fac bani și în Himalaya. A, îți place melodia aia, Leo? Vine Ion de la Trihaya! Eu! Vine Ioane și mănâncă omletă. Păi dă și mie. Dă și mie puțină omletă. Nu mă mănânc singur. Dă-ne mă și nouă omletă, da. Hai din Ioane, ia. Da, papa. O să chiar mănâncă. Ia vedeți. Da, frate. Am luat de la Ioane. Ăsta-i pofticios. Cu acest și poze. Mănânc, gata, nu mai mănâncă. Toate. Adică n-ai și bună, Leo? Nu-i bună? Ce notă-i dai, Leo? Dau notă. Nota 14. Nota 5. Ia să vedem. Ia să vedem, tovarăși. Leo, dar tu ai făcut două porții aici, nu? Da,
Vreau și eu să mănânc. Nu-ți dau fristic. Aaa, atunci pe bune. Nu-ți dau fristic, că nu mănânc. A, știi că nu mănânc, da? A, e stricată, mă, nene, nu e... A, e stricată. Da. Dar la tine nu se întâmplă nimic, că tu ești obișnuit. Nu? Ai mai avut mâncare stricată pe aici, nu? Nu, mă, bine. A, și bași cu oțet ca să nu mai se simtă mirosul și gustul? Da. Am înțeles, Leo, am înțeles. Băi, Ioane, când te văd că mănânci așa în picioare pe bune, ia loc frumos la masă, mănâncă, că nu e speriat, ce ai? Când erai acolo, la, mai rău, la, ca la pușcărie, unde ai stat ultima oară, mâncai în picioare? Am. Păi vezi? Am. Mă, Leo, prindea și eu un moment acum, n-am vrut să da. Te ajut, am vrut să văd să scap ciorba pe jos. Poți să scap ciorba pe jos? Doamne ferește. Bine, dar nu pe picior, Doamne ferește. Dar crede-mă că nu te ajutam, că trebuia să filmez, să prim momentul, știi cum era, nu? Da, mă, dar uite-te. A rămas pe fund acolo, ce a rămas? Cărniță? Din burtă? Burta? Da. A rămas burta acolo? Lasă că mănânci din asta și pui și pe aia înaltă. Ai în cape? Lasă, mă, frate, că mănânc așa. Și tu mănânci în picioare? Mănânc pentru că... Și tu mănânci în picioare? Da. Păi de ce? Nu pot să-l las lui Ion, mă, fraților. De mă, ăsta mă, sunt două porții. Să nu vină Ion. Vezi că frige, Leo, frige, nu te-ai jucat. Lasă să răcească puțin. Mamă. Suflă în ea. Mamă, bunăciune. Merge cu treaba aia? Da. Bravo. Poftă bună, Leo. Băi, Cristian. Zi. Bună, rău. Nu pot să mai ieși mie puțin? Ai două, dar nu pot. Ca să mă pui aici ala. Stai că iau imediat, stai să mai filmez, hai să mai filmez. Să pun asta. Stai așa. Te ajut imediat. Gol au putut. La da, m-a arătat. Ce ai zis, putuți? Sau ai zis altceva? Ai zis vreo prostie, ceva? Te prieten, pun aici, a? Să-l ajut puțin pe Leo. Hai, Leo, oricum iau cu prosop. Stai, da. Unde tu și cum fii de asta, ai văzut? Hai să dă masa, sunt de toți. Mănânci acolo? Da. Poftă bună, Leuț. Uite, se vede de aici. Ia uitați, prieteni, cum mănâncă Leo. Iară. Dar pe TikTok nu intri și tu? O să mănânc înainte, fraților. A, deci mănânci înainte. A, stai puțin, că tu ai program de noapte, Leo, da? Da. Intri la muncă, la ce oră intri la muncă, Leo? Înseamnă de la 1, jur de 12. Deci Leo, în jur de 12, începe munca, prieten. Trebuie să strângă bani pentru Ion Dileaua, pentru fratele lui. Pentru mine nu. Nu? Ion am... Eu pot să dispar ca înger la noapte. Păi nu, stai acolo. Pot să dispar, ca, cum a zis, exact Iisus. Da? Dispari. Ioane, ai băgat și o sătărea la ce ți-am dat eu? Băi, Ionule. Ai băgat? Bravo. Adem și două rola aia de hârtie și să trăiești, Ioane, să fii sănătos. Cum? Să fiți sănătoși? Cum, cu apă minerală? Asta mă... Ioane, ai apă minerală, mă! Mă, ai apă minerală, nu e altceva. Apă... apă plată. Dulce Gabona, poate. Dă rola aia, te rog eu, Ioane. Distilată. Apă distilată? Da, uite, da, da. Ce frumos mănâncă Leo, mă. Ia uite-ți. Da, să vezi mâine bucătarul și poate. Pe restaurant, condole, da. Bam, bam, bam. Tu ești bucătarul? Da, să vezi mâine bucătarul. De la șef cuțite. Șef cuțite? De la șef. Leo, ce fac cum ăștia? 0-0 la pauză? Zio, da. Ai zis, frate, să că... Bodan, trebuie să mă uit pe telefon, da? Era 0-0 la aia și Dinamo Zagreb era 1-0. La pauză, nu mai intra la pauză. Da, asta da una, două repriză, da? Ce o să mă uit după aia, Leo, dar acum filmez. Te filmez cum mănânci. Mănânci frumos, nu? Îți dau pâine? Nu merge. O felie două. Felie două. Deci nu mai filmez, dar asta e.
Eu nu le-am dus cu pâine, aici le-am și eu pâine. Mă rog, prieteni, să fie rătăt. Îi dau ulei acum. Ce ai făcut, măi Ioane? Mi-a lăsat 3 felii de pâine. Ai mâncat jumătate de pâine, mă? Mai pâine. Bă, dar aia am pus, băgat un fitită pe aia care am mâncat. Mai încă 3 felii. Pe ori aici, fitită am pus. Pentru că mai aveți pâine acolo și... Când vrei să mănânci mai bună, mă iei din fitită, mă zic, mă? Nu e aia de azi. Și nu zic, mă, să mă dau eu. Aia care a cumpărat-o Ion sau? Nu, cred că da. Eu am cumpărat două. A lui Ion pâine. Mănânci pâine de la Ion. Ce ai ajuns, băi, Leo. Să zic că Boda prost. Nu, Ioane? Mulțumesc, Boda prost. Boda prost, Ioane. Nu, n-ai zis Boda prost. Ce ai zis Boda prost, nu? Ah, ok. Pentru că ai zis altfel. Se mulțumesc lui Dumnezeu. Că-i bine și sănătate și bucurie. Aia vă. Bravo, Ioan. Ioane, ceva noutăți? Mai ne spui și noi ce ai făcut azi? Merge treaba. Merge treaba? Oh. Ai zis că ai o afacere, dar nu o spui, a? Merge treaba. Ia dă-ți mie cranița aia, Cristina. A, ce-a mai rămas de aici? Păi da. Păi lasă, mănânc eu pe asta. Hai mă, frate, lasă, că oricum nu mai e nimic. Așa. Hai mă, mănânci și tu pe bune? Nu, știi că nu mănânc. Ia vei, mai are căniță? Gata, nu mai are. Pune mă apă în ea și o spală eu mai încolo. De fapt, o speri tu, Leo, mai încolo, că tu am văzut că tu faci curat aici, la locul de... Cine a făcut curat? Tu faci. Deci, Ioane, cum a mers ziua de azi? A mers brici? Bă, super! Te simți bine la București? Da, m-am întâlnit o femeie, așa? O doamnă... care nu pot să dau nume, o prezență de femeie. Așa? Și mi-a zis așa, bă, Ionică, ești o bombă nucleară. În sensul de că dreptul obicei. Ți-a zis ție că ești bombă nucleară? Bă, ești nebun la cap. Ești bombă nucleară, au zis prieteni. A plecat ce unde aici? Ce ai zis că ești un băiat de nota 10? Și faci afaceri ceva sau ce faci? Nu știu, te întreb. Ai ceva business? Nu se spune. Nu, dar o să faci ceva? Bine, nu te întreb, e treaba. Tu știi, Ioane, da? În rest, deci am mers ziua... Deci am mers ziua super, super. Bine și cu ajutorul lui Dumnezeu voi face mult mai bine pentru oamenii săraci, pentru oamenii... Bravo. Pentru copiii care sunt amărâți. Eu, dacă internez pe drum, le dăruiesc din mănuțul meu puțin, le cumpăr o pâine și le dă exact cum a zis Iisus. Bravo, Ioane, eu te felicit pentru că ești chiar un om... Eu sunt bani pe bănuți ca să pot să am, să pot să ajung și eu pe altul care i-am arăt. Bravo, pentru că știi că și tu ai fost în acea situație și ești... Băi, bani pe bănuți, hai să-ți dați 25 lei, ai ajutat pe cineva. Eu am ajutat, oricum. Pe cine ai ajutat? Doi copii, de mici. Ai ajutat? Ce le-ai dat? Ce le-ai dat, Ioan? Să trăiți, prieteni, uitați la mine apă minerală, să trăiți, să fiți sănătos. Bea apă minerală acolo. Bă, du-te în naibii, ce mă? Beau de la finul meu, mă. Tu de unde vrei să bei, mă? E, să miros. Nu vă certați. Ia să miros, ia. Dă-i mă și vă, frate. Ia mâna, mă, că nu-ți dau nicio gură. Gândește-te la mine, bă. Băi, gândește-te, bă, la Ion, bă, la un om sărac, să-i dai o picătură. O picătură mă dă și lui, mă, să... Măcar ultima picătură, Leo. Un om care a stat... Nu-i dam nici să crape ăla. Pa. Atunci, pa și pusi, îmi pare rău, Leo. Asta e. Pleci, ai întind-o, ca să te prindă poliția pe stradă. Ce întind? Covoare? Băi, ce faci, mă? Bei sucul, mă? Lasă-mă să pune și tu un pahar, ăsta, Ioan. Nu, mă, pune și tu un pahar. Spui și tu acolo să mai avem și noi după aia, dar spui. Îi spune paharele ăla. Paharele curate. Le-am spălat toate. Asta, al meu e în partea aia și ia unul de acolo. Care? Asta? Da, ia vezi, e curat. Mai spală o dată, uite ăla cu fundul sus, bagă-ți în ăla. Ăla e curat. Aia vezi că sunt curate? Spalte, toate, pune și tu să bei acolo. Cum adică, să nu bea și Ion? Hmm? Îți place Pepsi? Măcar așa să... Deci ai că seara nu bei, dar e... Ai și tu poftă, ce? Pune să bei acolo. Cât vrei, pune cât vrei, mai pune-ți o gură.
Puneți mă acolo, nu-i problemă. Că bei de la mine, mă, dacă vrei să bei de la Leo, vezi că și-a luat și el o sticlă. Și-a cumpărat de la Cocoș. Cum e ciorba Leo, e bună? Băi, mai merge să beau o țuică, mă, frate. Nu am cumpărat eu nici o țuică, mai 10 lei. Vrei să-mi iei așa? Nu, frate, nu vreau. A, ok. Păi dai și lui Ion, nu vreau. Vreau să mai ți-aduc, dacă vrei să mai ți-aduc. Păi dacă vede Ion, dă-l pe Ion la mare. Unde ai pus-o? Dă-l pe Ion la mare. E? La mine, că îți cumpăr, mă, eu îți cumpăr. Nu de afară să-l cumpăr. Acum afară? Da. E târziu, n-ai deschis nicăieri. Vezi că râzi de mine și râzi de... Nu râde, mă. Adică eu, cu puțin, eu m-am bătut să vin pe la tine, în pula mea, și cum se face mine, bine. Bune. Gata, mă, Ioane, nu stă acolo. Ioane, nu stă acolo așa. Doamne, ferește. Păi, ești periculos. A zis și el așa, mă, că n-am... Auzi, vrei să spun ceva? Nici nu cred că era băutură în aia. Ce era, mă, Leo? Era cu mineral? Zi acum. Nu mai beau băutură din cauza lui, eu nu mai pot să beau. Hai, mă, n-ai voie, tu ești bolnav. N-ai voie. Cu probleme de sănătate, Leo, tu n-ai voie să bei. Eu am terminat medicamente, tu, sunt bune. Păi și ce, tu ai voie, Ioane? Tot. A, deci ai voie? Păi nu știi că te-ai lăsat de tot? Ai zis că te-ai lăsat de tot, Ioane. Păi știi, te-ai reapucat de băutură? Nu. Ia dă-mi sticla aia de orice. Bine, mă. Ia-mi la tebea. Păi ce, nu ți-a acrit cum trebuie sau ce? Ai vreo sticla, să pun sticla o gură. Uite, ia paharul ăsta. Frate, ia paharul. Așa îți spui. Bă, nu, de ce dai paharul ăla Cristi? A băut din el. Nu. De ce ai băut, mă, din el, săracule? Nu. E al meu de șampanie, mă. Unde al tău? Păi e al meu, bă. De ce stă acolo? Ca să-i dai lui Ion. Ăsta e. A, ok, mă. M-am grăbit și eu ce să fac. Uite, mă, că ți-a pus, mă. Vreți sănătate? Pumpă-l acum, dacă vrei. Bravo, Ioane, să trăiești. Fratele meu vitre, prietene, fratele meu vitre. Ele, Ioane. Bun, rău e, știi cum e fratele meu. Așa zis promisă la. Nu există lumea asta frate ca la meu. Bravo, Ioane. Hai cădea. Ia cădea? Ce ia cădea? Ți-a dus și mie. Cădea e pe bumboare. Păi zici și mie că nu înțeleg. Hai cădea. Cădea sunt. Adică? Orta. Nu și țigănește ce v-ați spun. Mă zi, mă bață mă și pe mine două cuvinte. E, vezi, parcă e altă stare acum când ai primit păi, ceva de la... Ce reprezintă translație? Uite, azi m-am întâlnit astăzi cu Pimpi. Cu Pipi? Cu Nasie, vaca nebună, mi-au dăruit sănătate, a zis că sunt cu Leo aici la vin. Unde l-ai găsit? Unde? Adiese la ora 12. Eu plecam la afaceri, la combinațele mele, cu Dolenda. Gogo avea mașina în parcare la Genestru, la Cadea, la... Valu Cățărină? Și... McDonald's. Ioane, parcă ai altă stare acum. Când primești ceva de la Leo, te bucuri? Foarte, foarte tare. De ce? O gură, dacă mâne și eu... A pus o gură, dar vezi că ți-a pus mai mult decât ți-am pus eu atunci. Eu ți-am pus decât pe fundă, așa. Dar e de la mine, dar nu contează. Hai, bea liniștit acolo. Am o fată aici la nouă, care nu mă lăsă în pace, vrea să învăț bucătărie. Mi-a zis așa. Păi să înveți. Vreau din veselar să ajung bucătar. Băi, copila mea. Cam greu. Îți trebuie facultate, îți trebuie... pregătire, experiență. Da, experiența în domeniul bucătăriei. Mi-a spus dacă tu îmi faci 10.000 de sarmale la o nuntă, 10.000? Eu cred. Am făcut. Păi tu ai făcut, da. Făcut, da, din 2005 până în 2024, câte nunți au trecut pe mine? Din 2005? Da, din 2005 avea ursul 9 ani. Nu, 9 ani și Alin, nu, 10 ani avea ursul. De 19 ani? De când faci? De 19 ani? Bă, avea Alin 8 ani, 7 ani și ursul 10 ani. Mamă, destui. Erau bibelul și mic.
și am fost cel mai mare bucătar. Dormeam sub scenă la ținte, la vacanța mare. Am o întrebare. Pe bune, aleu, și? Uite, vezi? Am o întrebare, de cine ți-a fost cel și mai... Și eram bun? Cel mai șmecher, mâncam, și unde? Eu cu Andrei Minune, cu Stane Izbașa, cu ăsta de la ținte, de la vacanța mare. A, și ținte? Cu... Da, bă, pe bune. Și cu ăsta, cu nașul de la Pitești. Dan Bursuc, mă. Așa, da. Dan Bursuc? O, Dan Bursuc, bine, bă, bucătare. Asta cu Dan Bursuc, ca să vadă toată lumea pe TikTok. Zi. E bune, da, mă. Dan Bursuc. Dar stai neapărat la Dan Bursuc, mă. Auzi ce vrea să spună Leo de la cuvenit? Îl bate pe Dan Bursuc? Da, m-am auzit, am auzit, bă. Păi că-i dai tu în gură. Dănuțul, tată, mi-e împără de tine, că ești un om de apreciere. Cine? Ah, Laur. Laur. Nu, bă, nu te băgă. Da. Hai să opresc eu ăsta aici, da? Vrei să vorbești cu el? Vorbește, da. Alo? Dar cine e? Telefonul lui Leo. Nu știu. Nu cunoaște. Laur. Prieteni, acestea fiind spuse, vă doresc sănătate, libertate și pace pe pământ. Am făcut și o filmare cu frații mei din Leoa. Nu mai vorbi, Ioane, așa, te rog eu frumos. Ți-ai luat pastila. Gata, te rog pastila. Nu mai vorbi așa, Ioane, te rog frumos, nu mai vorbi așa. Acum ne pregătim să intre Leo la serviciu, prieteni. Începe munca. A mâncat, acum a prins forța, are energie. Și începe munca, prieten, pe TikTok. Să urle, să țipe și fac și eu live pe YouTube și o să urle, prieten, n-am ce să fac, sunt la el acasă. Hai, bam, bam.